Între timp, primarul capitalei propune scumpirea gigacaloriei cu aproape 70% în capitală. Astfel, cei care stau la bloc și sunt racordați la sistemul centralizat de încălzire ar putea plăti pentru un apartament cu două camere de la 160 de lei până la 280 de lei pentru apă caldă și căldură într-o lună de iarnă. Iar acesta este prețul subvenționat, pentru că prețul real al gigacaloriei este de aproape 1000 de lei. Pentru a trece iarna cu bine, Nicu Șordan are nevoie de bani de la guvern, dar noul ministru al finanțelor nu a dat un răspuns clar. Nicu Șordan a anunțat că le propune consilierilor generali să voteze scumpirea gigacaloriei cu peste 70%. Asta înseamnă că de la 164 de lei, cât plătesc acum bucureștenii, gigacaloria ar ajunge la 280 de lei. Prețul real este însă mult mai mare. Din cauza scumpirii gazului, prețul gigacaloriei a urcat de la 320 de lei la 980 de lei. Diferența de 700 de lei ar urma să fie subvenționată de autorități. Nicu Șordan susține că a ajuns la suma de 280 de lei pe gigacalorie după ce a calculat că prețul ar fi mai mic decât plătesc bucureștenii care au o centrală de apartament. În plus, spune că locuitorii capitalei beneficiază de cel mai mic cost la căldură și apă caldă din țară. Ar plăti mai puțin decât cei care folosesc centrala individuală, dar ni s-a părut rezonabil să propunem asta, întrucât calitatea serviciului este mai proastă. Nu s-a mai operat o creștere de tarif din anul 2011. Prețurile ar putea crește și în funcție de suprafața apartamentelor. Iată cât ar putea plăti bucureștenii pentru apă caldă și căldură în fiecare lună de iarnă. În cazul unei garsoniere, factura ar fi de 180 de lei, în cazul unui apartament cu două camere de 270 de lei. Evident, pentru 3 și 4 camere, factura ar fi cea mai mare, adică 340 de lei, respectiv 430 de lei în fiecare lună de iarnă. Primarul capitalei are susținere pentru majorarea anunțată din partea PNL și PMP. PSD este împotrivă, iar USR ar fi de acord, dar cu anumite condiții. Cea mai importantă, dacă vreți, este să știm care este planul pentru cei care nu își permit să plătească în acest moment o căldură și apă caldă cât de două ori mai scumpă. Reprezentanții USR spun că bugetul capitalei nu are cum să susțină subvenționarea gigacaloriei. Nicu Șordan susține că a cerut aproape 1 miliard de lei de la guvern pentru perioada ianuarie-iulie 2022. Doar că, întrebat dacă va ajuta primăria generală, noul ministru de finanțe a fost critic la adresa lui Nicu Șordan. Primăria capitalei are bani. Un primar gospodar putea să mute prin hotărârea Consiliului General, pe baza rectificărilor bugetare interne și locale, trebuia să rezolve problemele. Sunt bucureștean și trăiesc aceeași dramă ca și dumneavoastră și nu aveți nici dumneavoastră, nici eu, nicio vină pentru faptul că cineva nu-i gospodar, că n-are bani. Dacă Nicu Șordan nu va găsi susținere în Consiliul General, iar noul preț al gigacaloriei nu va fi votat, prețurile vor rămâne neschimbate. Asta ar duce însă la pierderi uriașe pentru primăria capitalei, de 8 milioane de euro în fiecare lună. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.